Bună ziua și bine v-am regăsit! Poșete din piele pictate și lucrate manual, ori hăinuțe pentru căței, sunt doar câteva dintre creațiile unei tinere din Hunedoara. Haideți să o cunoaștem pe Luana Harabagiu! Luana Harabagiu are 33 de ani și este de profesie designer vestimentar. Adoră să lucreze cu piele, așa că a ales să creeze accesorii pentru femei, dar și pentru căței. Totul a început cu un cadou de 8 martie pentru mama ei. Am vrut să-i fac un cadou, ceva făcut de mine, eu terminând profilul de design, am zis să fac o creație de-a mea, să-i placă, să... I-am creat o geantă, am cusut-o, am pictat-o manual și i-am dat-o cadou de 8 martie, acum 3 ani în urmă. A fost foarte încântată și mama mea mi-a spus, zice, mă, Luana, mai fă și creează pentru că ai inclinație și sunt lucruri frumoase și... Cine știe, poate pe viitor. Și așa am început eu pe partea de genți din piele, care le pictez manual sau cu șablon, cu culori pe bază de apă, se dă un lac special peste acea culoare, rezistă la ploi, deci nu afectează cu absolut nimic în timp pictura de pe genți. Cu talent și imaginație din plin, așa sunt realizate toate creațiile Luanei. Eu în prima fază deci fac un șablon la orice geantă. Uneori, sincer, la cele mici, cum sunt astea, plicurile mai mici, acelea le croiam direct pe piele. Așa, iar la cele mari, bineînțeles, trebuia să fac un șablon ca să pot să, după ce să pot să croiez pielea, pentru că pielea în momentul în care o tai și după aia o coși, nu mai poți să faci nimica dacă nu e ok. Iar partea de pictură, nu, e de sincer ce simțeam la momentul respectiv, aia făceam. Uneori aveam, cum să zic, aveam și momente în care nu aveam inspirație absolut deloc și nu puteam să pictez nimic, stăteam cu geanta în față și nu... Dar aveam momente când puteam într-o zi să pictez și 10 genți. Aveam momente de inspirație. Gențile sunt doar o parte dintre creațiile realizate cu mult drag de către tânăra hunedoreancă. În afară de genți am început și cu șepcuțe din piele și din material textil pentru căței, care chiar au avut un succes în Hunedoara. Eu am o cățelușă pe nume Tessa, o fetiță, un cocker spaniol. Am mai avut încă o cățelușă, tot cocker spaniol, a murit. Ele două au fost inspirația mea. Fiind vară, am zis hai să le fac câte o șepcuță.
Pentru noi, eu le duceam la mare, zic să le protejeze căpșorul de razele de soare, ochișorii, și astfel am creat primele două șepcuțe pentru cățelușele mele, dintr-un material textil, un roz țiclam, care, ele fiind negre, a avut un impact foarte tare vizual pe stradă. Și astfel am început să primesc comenzi, deci mă vedeau și zicea, vai, și eu îmi doresc o așa, am un cățel, și îi spuneam, haide, dacă vrei, te pot servi. Apoi am început să lucrez, am făcut șabloane, am început să lucrez pe talii de câini, de la mici, mijlocii până la mai mari, talie mai mare, în general până cocker spaniol, caniș, cei chiar de talie foarte mare nu prea pun la câini șapcă în cap. Și atunci, pentru bișon, foarte mult talie mică pe chinezi, ăștia sunt o rasă mai foarte în vogă la noi în Hunedoara, deja s-au înmulțit bișonii foarte mult. Și atunci am început să fac pe serii mai mari și din piele, piele cu găurele, cu diferite accesorii pe ele, fodorei, fluturaș, combinații de culori tari, galben, verde crud, alb, roz. Și am primit comenzi, am satisfăcut clientul, au fost foarte mulțumiți. Apoi am colaborat cu un cabinet veterinar de la Dunărea, unde am putut să-mi expun două vitrine, inclusiv rucsăcele. Am făcut și niște rucsăcele pentru căței foarte frumoase, unde pui rucsăcelul în spate la cățel, îi bagi o recompensă, poți să mergi cu el în parc, aleargă-i fericit, scoți recompensa, i-o dai. Foarte încântată a fost lumea și de acest rucsăcel. La început au fost mai reticienți, că ziceau că, vai, cum îi pun la cățelul meu un rucsac în spate, ies cu el pe stradă. Dar nu are absolut nimic. Cățelul se obișnuiește, merge, nu are nicio problemă, este un rucsac foarte lejer, nu e greu, nu, absolut nimic. Ce se caută cel mai mult? Ce modele, ce culori? Deci, cel mai mult șepcuțele de căței pe timp de vară, foarte, foarte mult, foarte mult. Vreau să spun că am fost solicitată și am avut comenzi și s-a vândut prin acest cabinet veterinar destul de bine. Culorile, v-am spus, sunt culori piele albă, piele verde crud, un galben, un roz țiclam din material textil, că mi-au mai cerut și din material textil. Am făcut pentru băieței, bineînțeles, în nuanțe de bleu, în nuanțe de gri mai deschis, deoarece la băieței nu prea pun roșu, nu prea pun roz, nu vor verde, că spun că este băiețel, dar sincer, și la băieței merge un galben, doar că nu-i pui fodorei, accesoriile o faci mai simplă, dar și un galben merge foarte frumos. Luana și-a îmbunătățit oferta pentru prietenii patrupezi și cu articole vestimentare, gen paltonașe din stofă, perfecte pentru perioada de toamnă-iarnă. Am făcut trei produse paltonașe pentru căței. Am lucrat cu o doamnă în colaborare la partea de tipar, pentru că cățelul este un pic mai deosebit, deci se croiește mâneca raglan, el fiind având spatele mare, trebuie făcut croit spatele mult mai mare, pieptuțul mic, ca să poți să aibă el exteritate când merge la lăbuțe și atunci se croiește. Eu, neștiind și ne mai confecționând niciodată hăinuțe pentru căței, atunci a trebuit să iau legătura cu o doamnă care a mai făcut așa ceva. Și m-a ajutat foarte mult, mi-a explicat, mi-a arătat cum să fac tiparele și am făcut de iarnă, la, bineînțeles, la cățelușele mele câte un paltonaș de iarnă, tot așa din stofă, cu guler de blană natural. Foarte încântată lumea pe stradă când m-a văzut și am făcut și pentru vânzare, tot așa am expus în cabinet veterinar. Luana Harabagiu își amintește că înainte de a se ocupa de hăinuțele pentru căței, a creat și două colecții de haine pentru doamne. Asta se întâmpla în urmă cu câțiva ani, imediat după ce tânăra a terminat facultatea și a revenit acasă. Când am terminat în 2004, am terminat facultatea de design,
În 2005-2006 am spus, am făcut o mini colecție de 10 produse de costume de toamnă din o combinație de material unic cu carouri, erau, atunci era în vogă carourile. Și o mini colecție de 10 paltoane pentru femei. Materialele au fost 100% din lână. Am avut o perioadă, deci a mers destul de bine. N-am făcut pe comandă, deci doar ce am făcut, aia am și vândut. Tânăra hunedoreancă își aduce aminte că era pasionată de modă încă din copilărie. De când eram mică, îmi plăcea foarte mult, atunci nu știam ce înseamnă design, bineînțeles, îmi plăcea moda, ca să zic, îmi plăcea să îmi creez eu haine, să făceam din perdelele lui bunica mea, care nu le folosea, le luam, le tăiam și le îmi făceam ba o rochie, ba... depinde ce îmi venea mie în cap atunci. Mi-a plăcut foarte mult și atunci, crescând, am zis, haide să merg pe calea asta, că îmi place foarte mult partea de design vestimentar. Și așa ați mers și la o facultate în domeniu. Da, am terminat la Timișoara, Universitatea de Arte Plastice, profilul design vestimentar, Universitatea Tibiscus din Timișoara. 5 ani a durat facultatea, mi-a plăcut foarte mult. Primii 2 ani au fost, s-a făcut de toate. Iar din anul 3 ne-a băgat pe specializări. Am și terminat, când am terminat, am avut o colecție inspirată din stilul punk cu influențe rock. Colecția s-a numit Hard Life, viață dură. Tot în piele, bineînțeles, mi-a plăcut tot timpul piele. Și atunci am lucrat tot în piele. La fel de interesantă este și colecția de obiecte handmade realizată de Luana. Am început să fac ceasuri handmade din lemn, care le decorez în diferite tehnici. Am decorat un ceas în tehnica șervețelului. Nu este o tehnică grea, este o tehnică ușoară. Se dă un adeziv special pe suprafața de ceas, care este din lemn, apoi se aplică șervețelul, se uniformizează, se dă iarăși un strat de adeziv special pentru întărirea șervețelului. Am mai făcut și în alte tehnici, tehnica de patină. Se aplică un baiț pe toată suprafața, se lasă se usucă, apoi se dă cu ceară, se face ceară normală, se poate lua din comerț, se dă cu ceară frumos, manual, așa, pe toată suprafața de ceas, apoi se aplică un acrilic special pe toate cu buretele, frumos, sau cu pensula, depinde. Se lasă se usuce foarte bine până a doua zi. Eu las de obicei până a doua zi, nu prea mă grăbesc. Și apoi se șlefuiește ușor cu un șmirg, el de granulație mică. Iar unde este ceara, rămâne patina. Știți? Și atunci când dai lacul final, ea, deci fiind, iese patinat, învechit, tehnica aceea de învechit. No, și apoi se decorează cu cifre, cu diferite accesorii pentru Crăciun, să-ți deie puțin... Așa, am mai făcut și cu tehnică, cu șpan am lucrat, acela este cu șpan. Lucrați și sticlă? Da, am lucrat. Acum, momentan, nu mai lucrez, am lucrat sticlă fuzionată, am făcut diferite obiecte decorative din sticlă fuzionată, se prelucrează sticla la 800 de grade Celsius, este un cuptor special, se fac matrițe din ceramică. Astea se pot cumpăra dacă se doresc sau se pot confecționa. Se cumpără placa de placă de ceramică, se decupează forma cum dorește, ce dorești să faci. Apoi se taie sticla, ce formă, de exemplu, vreau să fac un platou decorativ în formă de triunghi sau în formă de cerc.
Am făcut matrița în formă de triunghi sau în formă de cerc. Am tăiat sticla, am decorat-o, sunt vopsele speciale care se, la 800 de grade Celsius intră în sticlă, așa, și se uniformizează. Se decorează cum se dorește, apoi se introduce la cuptor. Durează un proces cam în jur de 80 ore. Un proces de prelucrare. E mai dificil de lucrat sticla? Dificil nu este, doar că procesul este lung. Adică dacă acum mă apuc dimineață, am făcut tot, am umplut, cuptorul nu este mare, are cam 2 metri pe 1 metru. Deci nu-ți intră foarte multe produse pe acest cuptor. Dar procesul de prelucrare a sticlei este lung, între 8 și 10 ore se prelucrează sticla. Iar apoi iasă produsul finit, care pe spate rămâne din cauza ceramicii, rămâne puțin poros și ia o formă. Iar el, forma ia exact forma matriței, culoarea intră în sticlă și rămâne un obiect decorativ dorit. Tânăra s-a gândit să își facă o afacere din așa ceva, dar până acum nu a reușit. Se poate trăi din așa ceva, din handmade-uri și altfel de creații vestimentare de altfel? Acum, sincer, nu știu ce să vă spun eu. Asta, handmade-urile le-am făcut de hobby. Deci mi-a plăcut și de-aia am și lucrat ca hobby. Nu m-am axat să-mi câștig existența din așa ceva, dar este posibil. Deci cunosc persoane care asta este jobul lor, handmade-uri. Da, se poate, pentru că mai ales în ziua de astăzi poți să-ți faci un site unde poți să lucrezi și să-ți expui produsele. Sunt deja handmade-urile. La noi în Hunedoara nu prea sunt apreciate. Deci conceptul de handmade e foarte... Deci nu... Dar pe internet poți să vinzi și să lucrezi și poți să-ți câștigi existența din așa ceva. Deci lucrând permanent, neavând un job, bineînțeles, și lucrând acasă sau unde îți faci un mic atelier unde poți să-ți lucrezi aceste produse, o geantă din piele, de Crăciun, de toamnă, poți să faci diferite, de Halloween, poți să faci tot felul de obiecte decorative. Sau să mergi pe târguri, dar este foarte obositor, este... Ați fost? Da, am fost la târguri și de Crăciun, la târguri de handmade, când s-a organizat de Crăciun, înainte de Crăciun, bineînțeles. Pe timp de vară, primăvară, toamnă, am fost. Este obositor, nu este o muncă ușoară să mergi să stai de dimineață până seara, să aștepți clientul să-ți vină. Și în timpul ăsta poate tu poți să faci altceva, să mai faci încă 10 obiective. De eu aș opta pentru un site sau o pagină de Facebook sau ceva unde poți să-ți vinzi produsele. În ziua de astăzi internetul este foarte... Vedeți, se cumpără, poți să vinzi orice, să cumpere online. Care e perioada când se vinde cel mai bine? Acum, sincer să vă spun, nu am o perioadă anume. A mers bine și de sărbători într-un an a mers mai slab de sărbători, a mers bine în toamnă când am mers înainte de Halloween, s-a organizat târg de handmade la Deva. Pe Timișoara, când am fost la târg de handmade, nu am fost așa de mulțumită cum am fost pe Deva. Am avut și o invitație pe București, dar... Se pare că s-a anulat târgul și nu am mai putut să merg. Aș fi vrut pe București să merg, sincer. Totuși, și altfel, și mentalitatea într-un oraș mare, altfel îi... Nu v-ați gândit să vă axați pe ceva anume și să vă deschideți, practic, o afacere din creație vestimentară, poșetuțe? Ba da. Deci mi-ar place foarte mult, doar că momentan financiar nu pot să-mi permit. Mi-ar place pe genți din piele, smaxes, care să vină pictate manual sau brodate. Se caută, am avut și genți plicuri de seară, brodate, care foarte încântată a fost persoanele. Am avut 3 bucăți, foarte mulțumit și au zis că e extraordinar partea de brodat, cum apare în contrast pe o geantă.
Da, mi-ar place foarte mult să am acolo un 5-10 angajați și eu să pot să fac partea de creație, să scot o miniserie, să ai un punct, un magazin de prezentare, dar pentru asta trebuie puțină investiție, trebuie financiar să ai o susținere. Tot ceea ce face Luana Harabagiu este din pură pasiune. Aveți vreun obiect preferat din tot ce ați făcut? Un obiect preferat, sincer, toate îmi plac, toate mi-s dragi. Fiecare lucru care l-am făcut e altceva și toate mi-s dragi. Deci nu pot să zic că am unul anume care să-mi placă foarte mult. Orice lucru îl fac atunci, în momentul ăla, mi-e drag și după aia la fel. Fiecare în felul lui este, știți? Dacă fac un ceas de Crăciun, e în felul lui, că vin sărbătorile. Dacă fac o geantă, e în felul ei, că o creez și așa. Dacă fac o șepcuță pentru cățeiarăi, deci mi-s dragi toate. Toate, tot ce am creat până acum și ce am făcut, mi-s dragi fiecare în felul ei. Nu pot să zic că am un produs care îmi place foarte, foarte mult și... Și cred că ați pus puțin tel de suflet și în fiecare. În fiecare, deci da, în fiecare. Pentru că dacă nu pui pasiune și suflet, nu poți să faci. Deci dacă faci așa numai că îți pune unul și altul, fă-mi, nu. Deci trebuie să pui pasiune în tot ceea ce faci. Asta e și handmade-ul, să-ți placă și să... Deci trebuie să-ți placă să creezi, să faci lucrul ăla și să-l faci cu drag. Că dacă îl faci numai așa de dragul de a-l face... Nu mai iese ceva.